În perioada 21-24 iunie, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Suceava și grupării de jandarmi mobile Bacău, alături de polițiști, pompieri și polițiști locali, vor asigura măsurile de ordine publică și protecția participanților în zonele în care se desfășoară evenimentele cultural-artistice și religioase în municipiul Suceava. Se vor asigura măsuri de ordine publică și protecția participanților la evenimentele incluse în programul Zilele Sucevei și organizate pe Esplanada Casei de Cultură, în parcarea Iulius Mol și la Cetatea de Scaun a Sucevei, la manifestările religioase organizate în zona Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou din Suceava, precum și pe traseul procesiunii ce se va desfășura în zona centrală a municipiului. Jandarmeria le recomandă participanților la manifestări să respecte regulile stabilite de organizatori și forțele de ordine pentru desfășurarea în condiții optime activităților, să acorde o atenție sporită la modul de asigurare a bunurilor de valoare și să evite implicarea în conflicte de orice natură. De asemenea, jandarmii recomandă persoanelor care intenționează să ia parte la manifestările religioase să manifeste calm, înțelegere și să respecte regulile stabilite pentru accesul la baldachinul situat în incinta mănăstirii. În cazul în care sunt victime ale unor fapte antisociale sau se observă producerea unor astfel de fapte, cetățenii se pot adresa direct jandarmilor și polițiștilor aflați în dispoziție pozitivele de ordine publică sau pot solicita sprijin prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112.